miluiască pe Domnul. Aș vrea să spun în seara aceasta, cum ai venit înaintea Domnului? Care a fost atitudinea? Ce poți să spui tu? Doamne, îți mulțumesc pentru bunătatea ta, pentru că nici astăzi n-am făcut nimic pentru tine. A trecut încă o jumătate de an și tot n-am făcut nimic. Sunt tot cu tine, de la altă încure, tot nu m-am pocăit, tot nu mai vreau să spun adevărul, dar băgăm pe prost să-ți dau bază să spună el. Aș vrea să vă spun că eu nu sunt prost. Mi-e poate Dumnezeu de grijă. Chiar dacă am umblat prin Valea Umbrei Morții, chiar dacă am căzut lângă mie 1000 și 10.000 la dreapta mea, Dumnezeu a fost cu mine. Pentru că a fost o zi când din fața măcirilei și de acolo din păcat Dumnezeu m-a luat și m-a pus picioarele pe stâncă ca să spun adevărul. Spune și Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului și Dumnezeu îți va purta de grijă. Bacă mâna în buzunarul dumneavoastră și privește spre cel care strigă după pâine. Întreb biserica din seara aceasta, unde sunt banii săracilor? Nu cumva sunt în misteria bisericii. Nu știți că ăla-i banul șchiopului, a orbului și a vădubei, care strigă și Dumnezeu din cerul aude? Ăla-i banul care trebuie dat săracului. Dar n-avem voie să-l oprim. Haideți să cântăm înaintea Domnului. Și pe urmă să intrăm în rugăciune și să spunem, Doamne, de astăzi înainte, vreau să fac mai mult pentru Tine. Dacă n-am făcut nimic, dacă am fost slab și neputincios, de astăzi înainte, vreau și eu să fac ceva pentru Tine, ca să iau judecății, să pot să fiu răsplătit pentru binefacerile care le-am făcut când am trăit într-un. Amin.